Pincea. L-am văzut. Nu este, este un exemplar destul de mare, mult mai mare decât ce am găsit în România până acum. M-am mușcat de deget. Nico? Am reușit. Ioan. Are. Mamă, dar ce doare! Oh! S-a dus. Deci am găsit aici un Persian lup de dimensiuni destul de mari, o femelă, nu știu exact specia. Nu se vede cu lanterna. Uitați-l. Oh! Uitați că stă acum pe băț. Nu este, este un exemplar destul de mare, mult mai mare decât ce am găsit în România până acum. Și da, e o femelă, masculii sunt mai mici la peianjenii lup decât femelele. Și o să lăsăm peianjenul să lup în pace și să mai căutăm în continuare ceea ce căutăm noi aici de fapt, adică șopârle, gecko și posibil alte specii. Acum nu mai vrea să plece al meu. Las. Am mai găsit o lăpustă pe aici prin acolo. Gata, am prins-o. Am prins-o, deci e o lăpustă dintre aceea. Seamănă un pic cu posașul verde pe care îl avem în România. Însă nu este aceeași specie, are un colorit diferit pe spate, însă poate să muște, are acele mandibule cu care poate să mestece și probabil asta ar mânca alte lăpuste și alte și omis poate și și plante. Am văzut. Da. Da, e acolo. A sărit. E un mic aici, era un ăla mare aici. Uitați-l acolo. Un gecko mediteranean. E destul de mare exemplarul ăsta, de-aia încercam să-l prind, dar s-a dus. E un centiped. E un scolopena cingulata. Ce centiped, bă? Stai. This bad boy has armor. Are armor. M-am mușcat de deget. Ouch. That's the least thing. Little guy. Ei, hey, eu, my boy. Bă, vezi? Două videouri într-unul, ce mai? Vezi? Da. Doar stă. Da, acuși curăți antenele. Și la centipezi, chestia aia cu care mușcă și injectează venin, ceva gen picioare modificate genetic. Acum doar stă pe loc și nu face nimica. Această specie este cea mai mare specie de centiped din Europa. Da, și după cum observ... singulata. S-o schelet ceva gen iridescent. Scuze. Nu-i problemă. Iarăși, toate insectele din Grecia zici că stancuri în miniatură. Da. L-am atins un pic și din nou pe modul speriat. A reușit. Ioink. A reușit, dar e foarte mic exemplarul ăsta. Specia asta este geckoul mediteranean comun. Este cea mai comună specie de gecko din zona mediteraneană. Te rog, să nu fugă și să nu te muște. Lași pe mine, m-am mușcat una. Da, dar e foarte mic. Are coloritul ăsta pe spate. Maroniu cu puțin negru. Și cu petele alea, care seamănă cu niște granule așa, să semne cu, cu o piatră. Pupila este foarte frumoasă, verticală. Gata, m-am mușcat. Ai văzut? Da. Mă mușcă. Oh, mag. Nu vreau să-mi dea... Oh. Ăla a fost un full load. Mamă. Da. Mă, am văzut, l-am prins. Nu se compară cu Velvet Tentu și nici cu nicio altă specie de viespe pe care... Mamă, dar ce doare! M-am mușcat aici, încă se vede unde m-am mușcat. Și... Mamă, dar cum doare! 7 cm. Ăsta nu e unul foarte mare, dar e mărice, știi? Și m-am mușcat aici odată, dar doare. Mai rău decât anticip, de câteva secunde de la mușcătură și e rău, adică e peste un 3 sau 4 deja. Ți-a
din 5. Carici de mare? Vom vedea cât de rău e. Dar acum doare și curăța antene, știi? Dar doare. Uite așa, se ducă la el acolo, de la în pământ. E destul de nașpa. Știu că poate specia asta de scorpion, de centiped, poate omorâ diferite specii de animale cu veninul, cum ar fi destul de mare, că adică poate mânca o șopârlă gecko sau așa ceva. Da. Și e destul de rău. Vezi, și se învinețește. Cred că are ce, se învinețește zona acum. Cred că probabil are ceva efect asupra nervilor, omoară celor sau ceva, dar doare. Deci am mai găsit încă o broască, s-a băgat aici. După seară? Da, dar o să lăsăm în pace ca să nu o prindem. Da. Wagat. Pornit. Gecko. Ia uite-l. Nu fugi. Stai. Ionc. Aproape, aproape. Ionc. 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 S-a dus. S-a dus în crăpătură.